În conformitate cu primul de articolul 133 de atâta, articolul 134, alineatul literat din 957 pe 2019. Domnul Ridea, sunteți atent aici la cuvântul la noastră. Vreau și eu să-mi dați, dați-mi și mie atenție azi, măcar. Domnul Zidane, să te rează, domnule. Mulțumesc. Ați fost cu competență ședință ordinară în dispoziția numărul 178, pe 25 august 2003, emisie de primarul Comuna Pârjol pentru data de 31 august 2023, orele 10, care va avea următoarea ordine de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli pe secțiunea de finanțare, funcționare și respectiv de dezvoltare al Comunei Pârjol la data de 30 iunie 2023. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023. 3. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local al UAT Comuna Pârjol pentru preluarea în domeniul public al UAT Comuna Pârjol a imobilului cu destinație de sală de sport, situată în incinta școlii gimnaziale Custiana, strada Sfântul Francis, numărul 2, localitatea Custiana. 4. Proiect de hotărâre privind revocarea hotărârii Consiliului Local al Comunei Pârjol, numărul 46, din 29 iunie 2023, privind declararea ca fiind bunuri de uz și interes public a suprafeței de 22.360 m2 situată în zona satului Câmpân, punctul numit teren Pompe, și introducerea în domeniul public al Comunei Pârjol. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Pârjol de sub Bacău și la 6 diverse. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi, mai întâi din cei 15 consilieri care compun Consiliul Local, sunt prezenți toți 15. Supun la vot proiectul ordinii de zi. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Fiind prezenți majoritatea consilierilor, ședința este legală în publică și își poate începe lucrările. Dăm cuvântul doamnei Custodeanu Andorca Maria pentru a prezenta primul punct la ordinea de zi cu privire la aprobarea contului de execuție bugetară pe semestrul 1. La 3/6, după cum ați primit materialele pentru proiectul de hotărâre, am scris acolo cifrele care au fost prevederile bugetare, încasările realizate, plățile efectuate pe trimestru. Dacă aveți întrebări, eu mă apuc să vă citesc cifre. Adică, întrebări. Da, am încasat destul de binișor. Adică chiar am mers până la trimestru 2, au fost bine cu încasările. Nu sunt discuții? Supune spre aprobare, spre adoptare, proiectul de ordine. Cine este pentru? Se abține cineva? Nu. Deci cu 15 voturi se adoptă proiectul de ordine. Trecem la punctul 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Pârjol pentru anul 2023. Prezintă tot doamna contabil Andorca. La buget avem singurele modificări. Avem contractul de finanțare care trebuie inclus în buget cu dotarea școlilor, finanțare prin PNR 1.270.000 și am încasat o prefinanțare la construire grădiniță. Prefinanțare însemnând avanț, din care noi decontăm pe parcurs situațiile de lucrări depuse de constructor. Asta e proiectul cu dotarea de mobilită. Da. Ăsta care a fost semnat nu. Mai avem de la școală. La școală. Adică la toate școlile, nu numai la mobilier, de arte digitale. Ce sumă? Cât e suma? 1.272.000 contractul. Alte modificări nu avem. Am mai avut solicitarea de la școală, au făcut birări de credite între articolele bugetare. Nu le ajunge la un articol bugetar, de exemplu, de plătit la lumină. Da. Așa, au luat din altă parte, au mai făcut schimbări. Astea sunt modificările pe buget, momentan. Gata? Aveți ceva de zis cu obiecții? Dacă aveți de adăugat ceva. Supuneți spre aprobare proiectul ordine de zi. Cine este pentru? Proiectul și eu. Proiectul de hotărâre. Aveți emoții. Când o văd pe domnul Iribeat, măcar zic să vorbesc mai repede, ca să nu meargă. Deci, proiectul de hotărâre a fost fost adoptat cu 15 voturi, doamna. Punctul 3, ordinea de zi, proiect de hotărâre privind acordul cu Consiliul Local al UAT, Comuna Pârjol, pentru preluarea în domeniul public al UAT a imobilului cu destinație de sală de sport situată în comuna, în satul, în școală, din cita școlii gimnaziale Custiana, Sfântul Francis, numărul 2, localitatea Custiana, prezentă doamna Anca Bajoră, consilier asistent. Am vrut să lase la voi. Da, știți că este sala de sport, sala de educație fizică școlară. Clasă de sport. Sală de sport. Nu e clasă. Așa este trecută. Sală de educație fizică școlară. Dar funcția pe care o are e clasă de sport. Așa este. Știu, așa e. E ca și cortul, nu poți fi clasă. Clasă că nu vezi așa, nu ai să nu văd eu. Sală de educație fizică școlară. Dar sala a fost la început când s-a aprobat. Acum iertați-mă, poate greșesc eu. Așa e denumirea. Sunt proiecte tip aprobate de Compania Națională de Investiții și nu le putem noi schimba nici denumirea, nici mărimea. Așa. Trebuie să aprobăm introducerea în domeniul public a acestei săli de sport, după care ea trebuie predată către școală pentru a putea fi folosită. Suprafața construită 388 m², suprafața desfășurată 415 m², suprafața de teren pe care îl luăm înapoi în domeniul public, cel ce a fost predat inițial către Compania Națională de Investiții, 834 de m², valoarea totală a investiției 2.512.947,73 de lei. Recepția finală? S-a făcut recepția finală, este făcută recepția. Mai avea ceva de adăugat cineva? Nu. Supus spre aprobare proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotriva? Se abține ceva? Cu 15 voturi, hotărârea a fost adoptată, doamna. Aici, da. Nu știu dacă s-au mai făcut reparații. Da, exact că am vorbit de urmărit de acestea suntem. Chiar da. Ar fi păcat să... Păi da. Nici nu e gata și că două, nu. Deci ar trebui verificat. Ei zic cu demedia. Acțiunea nu-i singură, ca și podul de la Trebezi. Trece la punctul 4, ordinea de zi, și anume proiect de hotărâre privind revocarea hotărârii Consiliului Local al Comunei Pârjol numărul 46 din 2023, privind declararea ca fiind bunul de uz și interes public a suprafeței de 22.362 m², situată în zona satului Câmpân, punctul numit Teren Pompe, și introducerea în domeniul public al Comunei Pârjol, prezentă doamna Bohântia Gheori, care are specialitate. Da, nu veniam. Aici nu mă ascultă nimeni. A spus că sunt titluri de proprietate și vedeți că se revocă. Am zis că degeaba. A, deci că nu e nicio problemă, vă explic eu. De acolo, când s-au dus să facă chestiunea asta, așa cred eu, domnul primar, că am văzut materialul, deci nu poate să preia în domeniul public sau public al comunei, pentru că s-au regăsit titlurile de proprietate de care am spus eu. Da, o să fie numai la public de acolo. Da, nu contează, dar asta e. Deci, oricum este normal să revocăm. Acum sunt de acord, atunci am votat împotriva. Cine este pentru? Împotriva? Dar ține cineva nu. Deci cu 15 voturi a fost adoptate. Vă rog să treceți la diverse. Cine dorește? Nu, că mai este un punct. Mai este un proiect de hotărâri. Am înțeles, am uitat ceva, cred. Supus spre aprobare procesul verbal, dar ședința anterioară. N-am fost atent, vă rog să mă iertați. Cine este pentru? Da. Tinereți. Am motivat. Și n-am experiența necesară. Așa, ce mai văd? Mai este un proiect de hotărâre în care s-a completat inventarul bunurilor care aparțin domeniului public. De fapt, în coloanele respective, școala Câmpeni a fost trecută în 2001. Da. Deci în 2001 au fost trecute aceste elemente, școala Câmpeni și tot ce este prevăzut aici, dar nu au fost trecute acei indicatori tehnici, suprafața, anul construcției, valoarea bunului, și s-a completat cu aceste detalii. De fapt, da, dar este o completare. Da, exact, date. Au fost aprobate. Au fost aprobate în 2001, dar scrie și în raportul de specialitate, deci au fost aprobate în 2001, ele sunt trecute în inventarul domeniului public, dar nu cu toate detaliile tehnice. Anul construcției, suprafață, din ce este... Aici se... Și valoarea ei. Și valoarea. Proiectul se referă la trecerea în inventarul domeniului public, acestor detalii sunt deja, sunt, dar să fie completate acele coloane. Da. Cine este pentru? Da. S-a ținut cineva? La diverse, dacă doriți, 15 voturi adoptate. Da. Așa, da. Doresc cum aflați. Așa, deci. La diverse, cine dorește? 5. Liniște. Gaze. O zi bună. Gaze, domnul Irene. Da. Domnul Cumar, ăsta e răspunsul la gaze, dar o scrie în decembrie. De acord? Cu gaze. Mai degrabă. Mai degrabă? Dar pe toată lumea au semnat convocare. O să le gândi iară, că am întrebat de pereți. O să le gândi iară. Am întrebat și asta cu 2 zile documentația la ăștia la o comisie de militari din una dintre ea, între care eu am văzut că trimite la Suceava și de la Suceava. Mulțumesc! Mulțumim frumos pentru participare!